Deci, de parcă nu ar fi de ajuns plictiseala aceasta, se pare că distracția preferată a tinerilor de pe aici e marea petrecere cu orăcăituri. Uneori mă simt complet singură, înotând la deal într-un râu de nebuni. Ar fi frumos ca măcar un băiat să fie normal, plăcut privirii, cu care să pot vorbi despre vacanțe și despre muzică, despre mine. Dar când crezi că l-ai găsit, îți acordă un mic dans și apoi dispare de pe fața planetei. Deci, asta e. N-am de ales, am o singură soluție. Un test al relațiilor. Bun, începem. Întâlnirea ta ideală e A, un concurs de privit broaște, B, spălatul porcului noaptea, C, jonglatul cu șarlote condensate. Să alegem D. Am prieteni adevărați care chiar există. Bun, ai 30 de minute să fii gata pentru întâlnire. Ce faci? A, stai calmă cu fața la perete. B, stai cu fața la perete calmă. Sau C, stai cu fața la peretele calm. O întrebare capcană. Cine e gata în 30 de minute? Mai ales când ești această supremă. Oh, asta e important. Am să revin. Băiatul ideal e un tip super, de mare succes, isteț și din familie nobilă. Dar niciun băiat din Evermore nu e așa. Te-ai gândit vreodată să devii Everina? Păi, cine n-ar profita de șansa de a-și petrece timpul cu mine? Sunt partida acestui sat. Ce urât. De fapt, ceva chiar miroase urât. Ce e asta? Simt că ceva nu e în regulă? Panică? Și vine de la Tara? Cum? Cum pot să simt asta? Mai multe întâmplări din cronicile Evermore la Disney Channel.